Consiliul Local Timișoara a aprobat astăzi proiectul de hotărâre prin care se alocă suma de 35 de milioane de lei companiei Colterm. Primăria Timișoara a depus eforturi semnificative pentru a asigura un sistem de termoficare modern și sigur. Pe perioada iernii, Colterm a avut stocuri suficiente de cărbune și gaze naturale pentru furnizarea agentului termic. Totodată, Primăria Municipiului Timișoara a elaborat proiectul privind retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecție a mediului, privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană, etapa 3, lot 1. Obiectivul principal al proiectului este creșterea eficienței energetice și reducerea pierderilor de energie termică în rețeaua de transport. Vor fi restabiliți 13.439 de kilometri de rețele termice primare și, de asemenea, vor fi realizate și alte investiții în infrastructura conexă.